cum de această nemulțumire nu s-a tradus într-un scor mai bun înregistrat de opoziție? Acum trebuie văzut faptul că în ziua votului, de fapt, manifestările au fost organizate de Alexei Navalny. Alexei Navalny e un activist civic, nu un om politic. E un activist civic care acționează pe o platformă anticorupție. Asta și explică de ce profilul lui nu este foarte atractiv pentru oamenii de 40-50 de ani care se tem de noua lege a pensiilor. E mult prea puțin ce a reușit să scoată în stradă Alexei Navalny. Cu câteva mii de oameni în Moscova, un oraș cu 12 milioane de locuitori, nu reușește să impresioneze Kremlinul. S-a intervenit violent. Au fost scene incredibile în care copii și bătrâni erau loviți cu bastoane. Sunt scene care au făcut prima pagină în lumea întreagă. Erodează soclul tot mai fragil al președintelui Putin. Sigur că da, îi afectează și cota de încredere, îi afectează și imaginea internațională. Da, dumneavoastră vă referiți la imagini care provin la Sankt Petersburg și mai ales Ekaterinburg. În Sankt Petersburg și la Ekaterinburg nu s-au desfășurat alegeri. La Moscova au fost alegeri locale pentru funcția de primar și tot la Moscova, duminica a fost ziua capitalei Rusiei, ziua Moscovei. Au curs cârnați, valuri de bere pe străzi. Aici poliția a intervenit mult mai atent, dar emoțiile puternice generate de acele fotografii au fost stârnite, evident, și pentru manipularea opiniei publice, au fost generate de manifestațiile extrem de violente de la, Petersburg. La Petersburg și duminica viitoare va mai fi o manifestație, iar pentru prima dată în istoria Ekaterinburgului, după schimbarea, e drept, a primarului acum câteva luni, am asistat la scene de o violență incredibilă. Din cei 16 ziariști arestați și bătuți în timpul manifestațiilor de duminică, mai mult de jumătate provin din Ekaterinburg. Cum vă explicați această violență, atât de multă violență a forțelor de ordine? Că Kremlinul a vrut să transmită un mesaj prin asta. Eu cred că Kremlinul, puterea deținând monopolul violenței, a încercat să atenționeze opinia publică. Oameni buni, nu mai ieșiți la proteste. De ce? Pentru că starea de nemulțumire în Rusia este destul de mare. Dacă vă uitați pe un grafic, în ultimele luni intensitatea protestelor a crescut. Toamna se anunță din acest punct de vedere destul de agitată, iar Kremlinul asta vrea să transmită un mesaj. Oameni buni, nu mai ieșiți la proteste pentru că vedeți poliția intervine în forță. Ce caracteriza stilistica acestor marșuri? Ne uităm la fotografii și am urmărit fotografiile în diverse localități. Să spunem, seamănă destul de mult cu protestele organizate de Partidul Comuniștilor. Acum, într-un fel, este și normal, pentru că este o revendicare socială, au fost implicate organizații și sindicale în punerea în operă a acestor proteste. Sunt și celule comuniste destul de active în provincie care colaborează pentru organizarea acestor proteste. Dar la proteste apare steagul roșu, apar simbolurile comuniste. Asta este cert. Cât de necesară este reforma creșterii vârstei de pensionare? Din punct de vedere economic este mai mult decât necesară, iar criza economică în urma sancțiunilor obligă Rusia să grăbească această reformă, asta pe de o parte. Pe de altă parte, și în Rusia, ca și în restul lumii civilizate, a crescut media de viață, dar nu atât de mult ca în restul lumii civilizate. Problema este alta aici. Putin a promis în campania electorală că nu va crește vârsta de pensionare. Doar la câteva luni distanță,
președintele Putin dând impresia că nu știe nimic, guvernul a venit și a prezentat un proiect privind creșterea vârstei de pensionare. E vorba de o creștere treptată pe următorii 10-15 ani, numai că diferența 55 ani la femei până la 63 în câțiva ani, de asemenea la bărbați de la 60 de ani la 65 de ani, în condițiile în care media de vârstă la bărbați este de doar 68 de ani, a creat o nervozitate teribilă în societate. Deci, pe de o parte au fost mințiți de Putin, pe de altă parte, multă lume se gândește, bun, ies la pensie și dacă ies la pensie, mai am 2-3 ani de trăit și trăiesc în mizerie și aici este toată viața mea. Ce am făcut eu să merit asta din partea puterii? Deci, nervozitatea străzii care a condus până la urmă și la prăbușirea în sondaje a încrederii în guvern și la scăderea președintelui Putin pentru prima dată în sondajele de opinie. Dar au participat și mulți tineri la proteste, nu numai... Acum, acești tineri, eu nu cred că au participat pentru vârsta de pensionare, cred că aceste proteste legate de vârsta de pensionare au fost doar un pretext pentru ei ca să-și manifeste public dezacordul cu linia politică a Kremlinului și a guvernului Medvedev. Acum, cei care sunt scoși de regulă la protestele lui Navalny sunt de oameni care lucrează în privat, cum spunem. Sunt oameni care plătesc la un fond de pensii particular. Ei nu sunt foarte sensibili la această problematică a creșterii nivelului de pensii. Evident că nici copiii de 9 ani, nici cei de bătrâni de 70 de ani care apar în poze bătuți de Garda Națională n-au ieșit la proteste pentru legea pensiei, ci doar au folosit asta ca pretext ca să protesteze împotriva politicii lui Putin.